Doresc să transmiteți deocamdată următorul mesaj legat de înscrierea la pregătitoare și alte activități. Mai sunt simulări programate în această perioadă, mobilități de personal. Deci toate vor fi regândite, vor fi modificări în calendar și orice părinte își va putea înscrie copilul la școală, fără nicio problemă. Inclusiv vor beneficia de evaluarea aceea psihosomatică cei care doresc să înscrie mai repede. Dar în raport cu vârsta. În această perioadă sunt suspendate inclusiv? În această perioadă este foarte clar că nu se mai desfășoară activități cu copiii și atunci e de la sine înțeles. Dar sunt măsuri chiar și pentru această perioadă. Am spus că o să le comunicăm când am planul. Dumnealor și acum se pot înscrie așa online. Pot înscrie copiii online, deci nu e nicio problemă. După ce traversăm această perioadă, putem valida cererile. Vor fi modificări în calendar, prelungiri, deci nicio problemă, inclusiv la simulări și inclusiv la examene. Dacă se va impune la un moment dat prelungirea acestei perioade, există soluții. Deci nu trebuie să creăm panică. Mesajul pe care vreau să-l transmit părinților și colegilor, să aibă încredere că tot ceea ce ne-am propus, ce avem noi stabilit pentru această perioadă, chiar cu unele amânări, va fi realizat. Inclusiv olimpiadele, inclusiv olimpiadele naționale, care necesită mobilizări mari cu un număr mare de copii, inclusiv mobilitățile, cei care doresc să plece, adică merg în programele Erasmus, e o decizie a Comisiei Europene luată încă de la sfârșitul lunii ianuarie, cheltuielile sunt eligibile pentru astfel de situații, deci nu pierd banii, deci sunt soluții.